Bine v-am găsit, prieteni, bine v-am găsit din Aoviși de Elită. După cum ați văzut, ieri a fost o zi destul de agitată, o zi încărcată cu demiterea sau, eu știu, înlăturarea, gonirea lui Straton, purtarul lui Cătălin Straton. Din câte am văzut în mediile din Aoviște, cam toți am reacționat la fel, toți ne-am gândit că el nu merita sau nu trebuia să fie îndepărtat acum. Nu știu dacă era o problemă stringentă chiar acum și nu știu dacă se impunea. Eu chiar nu cred că asta era cel mai important lucru de făcut acum, dar din câte am citit prin presă și e posibil să fie foarte, foarte adevărat, e vorba de temperamentul coloric al lui Contra și aici ego-ul lui contează foarte mult. Este o greșeală mare de tot. Straton nu era un portar de Dinamo, clar, hai să începem să discutăm despre el. Nu este un portar cu care noi am fost obișnuiți la Dinamo, noi am fost obișnuiți cu portari de top, de clasă. Dar era un portar decent pentru media campionatului nostru și nu trebuie uitat că în acest moment aveam o variantă de titular, clar, pentru că acel Osorio Mejías, care vine de la Middlesbrough, ăla vine să joace titular, e clar, și are un salariu destul de gras, 20.000, vine împrumut pe un an și vine să joace titular, clar. Și el venea oricum ar fi fost, indiferent că Straton apăra bine sau nu apăra, ăsta era gândul lui Contra și pe el l-a dorit, clar. Straton nu este Lobons, nu sunt portari, nu e nici măcar pe Nedo, dar era un portar care puteai să-l ții de rezervă foarte bun. Contra, am înțeles că nu dorește să aibă persoane care să interfereze cu liniștea din vestiar și care să fie așa, cu să spun, cu caracter, să-și ceară drepturile sau să spună lucrurilor pe nume. Lui plac ăștia mai lingușitori, așa mai lingâi, și mie de asta îmi displace Contra. Îmi displace că e coleric și e laș de multe ori. Ați văzut data trecută, cel puțin asta s-a întâmplat, și la Națională putem să spunem că a continuat pe această linie. Dacă ați văzut în mandatul lui trecut, a venit prima dată, a preluat echipa, a calificat, a păstrat o stare de spirit bună, după care în sezonul următor, la început, l-a mai zilit pe Nistor pentru că a corcodăcit Nistor acolo, că l-a băgat în butoaie și așa mai departe. De acolo a început, de la refacerea în butoaie și așa mai departe. Dom'le, s-a făcut schimb cu Nascimento, tot felul de mingicării s-au făcut pe acolo și când a văzut că barca se scufundă, el a fugit la Națională și ne-a lăsat cu Rumbald. De-aia nu-l iert și nu, pentru mine Contra e un subiect încheiat, n-are ce să facă ca să-mi schimbe impresia. Ca și profesionist, v-am spus, e un profesionist bun, dar mai are de învățat la capitolul deontologie, eu știu, psihologie, psihopedagogie, ceva de genul, la psihopedagogie mai mult. Trebuie să fii, să știi când să fii un frate cu jucătorul, să fii, să știi și când să fii dur, să fii un profesor sever, să știi și când să fii tată, să fii, eu știu, acolo tot ce trebuie pentru un jucător, pentru a te înțelege cu el. Sunt foarte multe caractere și nu poți acum numai să joci numai cu ea, cu slugarnicii care, sau cei care sunt mulțumiți de banii care îi primești și să tac din gură. Mai sunt și jucători care sunt mai temperamentali și care îi spun trăirile. Suntem astfel de oameni care spunem lucruri pe nume. Nu stăm să acceptăm niște lucruri care nu sunt la locul lor. Și vedeți, de-al de contra, ăștia nu suportă așa ceva și dă afară. Ați văzut, eu sunt de părere că nu e o soluție ca să tai în carne vie așa. Și ne uităm în urmă și vedem ce greșeală s-a făcut atunci cu Nistor, care ne-a costat calificarea în play-off, dacă țineți minte, în acel an. Pentru că trebuie să recunoaștem, dacă Nistor rămânea și se întorcea mai devreme, cum ar fi, sau eu știu, rămânea la echipă, noi avem alte rezultate și atunci, ați văzut, a contat, au fost 2 puncte sau nu știu cât a fost și vă spun eu, cu o victorie 2 înainte și asta, eram calificați fără probleme în play-off ăla cu Miriuță, dacă mai țineți minte, primea după Contra. Deci trebuie să ne gândim bine și să analizăm corect. Chiar am avut o discuție cu Ionica Upoză, bunul meu prieten, și el este un mare susținător al lui Contra. Mi-a spus că, într-adevăr, că Straton nu are valoare. Și așa este, Straton nu are valoare. De ce să spunem că are valoare de Dinamo?
Dar în momentul în care ne aflăm noi acum, e mai bun decât ce avem și ca rezervă, eu știu, putea fi ținut acolo. A arătat că se poate ne putem baza pe el și de ce nu să ne amintim că ne-a salvat, domne, în ultimele meciuri. Hai să fim serioși. Nu trebuie să ne gândim la penaltiurile alea care le-a apărat el atunci, dar trebuie să ne gândim strict la alea. Trebuie să ne gândim și la alea, dar și la evoluția lui pe care a avut-o în partidele astea, cele două partide care au fost jucate pe finalul campionatului și fără de care, fără punctele care au fost puse în joc și câștigate de băieți, eram pe ultimul loc și jucam un baraj cu Mioveni. Și nu se știe, domne, ce se întâmpla, vă spun eu, pentru că oboseală, lipsa de valoare a lotului, eu știu, ambiția Mioveniului, noi putem să spunem, să concepem că nu-i băteam pe Mioveni, dar dacă ajungeam în situația aia, vă dați seama că acolo se descătușeau niște energii, se discutau, se nu știu ce, arbitrajele, ați văzut că atunci când nu ai valoare mare sau nu ai valoare suficientă, te pot pune în fund arbitrajele. Ați văzut cum e treaba. Chiar și ați văzut cu jucătorii care am avut vineri pe teren în repriza a doua, ați văzut, n-am reușit pentru că știu să fluiere, vreau să țină jocul așa, să le mai dădea câte un foul care nu era, nouă nu ne dădea, închidea ochii și uite așa. Dom'le, trebuie să recunoaște niște lucruri. Dacă suntem obiectivi, să trebuie să fim până la capăt. Eu așa sunt și așa voi fi. Nu e vorba de a demonstra cuiva că ai dreptate sau nu e vorba de a avea dreptate în permanență, pentru că fiecare dintre noi ne înșelăm, dar dom'le, nu se poate. Eu nu cred că era cea mai bună soluție. Nu cred că a ales cea mai bună soluție și dacă stăm să ne uităm la înlocuitorul adus de contra, nu știu, nu că ne bufnește râsul, dar eu sincer eram cât pe ce ca să fac o postare ieri să spun, domne, fugiți de aici, domne, că nu, omul ăsta n-a venit să fie portar la Dinamo, ăsta a venit antrenor cu portarii. Nu are 37 de ani, lasă un pisici, 37 de ani, nu-i bufon, nu e, a jucat în Liga a doua, că a avut 30 de partide sezonul trecut. Păi a avut și s-a terminat, gata, că și Penedo a apărat un sezon înainte, a fost titular și după aia s-a terminat cu el. A văzut omul că nu mai poate, s-a retras, dar a văzut Penedo, s-a retras, dar băiatul ăsta a văzut că poate l-a oprit, poate ăsta o fi și planul, l-a oprit antrenorul cu portarii. Îl zice, băi, dacă și așa anul ăsta mai poate cât de cât, îl ținem așa rezervă de portar, mai avem și pe ăsta micu, pe Eșaru și vedem ce facem. Mergem înainte. Decât să-l plătim probabil pe Straton. Dar acum eu știu, Mulțescu a fost cantitate neglijabilă, a fost de aruncat, Straton e de aruncat, Mârzliac a fost de aruncat și ținem pe Răuță, jucăm cu Răuție, cu portari de ăștia de 38 de ani care nu știm ce-i cu ei. Dom'le, poate să fie bun, eu n-am ce să zic acum, nu pot să știu ce-i bun, dar dom'le are o vârstă, sunt în Dinamo, nu știu ce să zic. S-au făcut multe concesii, a venit Nemeț, ați văzut, Nemeț e de retragere acum, dar e încă incipient. Nu putem să discutăm clar despre el și asta. Nu putem să arătăm cu degetul pe Nemeț, pentru că nu a fost el principalul vinovat pentru rezultatul de vineri. Dar nu joacă așa cum ne doream, e clar. Și poate că timpul va face ca el să-și devină, dar poate că nu. Pentru că el nu are, de un an de zile n-a marcat niciun gol. Deci asta este problema mare. N-a marcat un an de zile. Vă dați seama? La FCP a fost. Sau unde a jucat el. Și după a venit la noi acum și vedem noi ce-o fi cu el. Oricum Nemeț e Nemeț. Eu am încredere în el. E profesionist. N-am ce să comentez. Are calități. Dar are 35 de ani, domne, ce să mai... Gol la fel, are 35 de ani. Dar mai ține, mai duce, dar eu știu. Poate să clacheze pe parcurs sau eu știu să... Nu mai poate, corpul nu te mai ascultă, ești bătrân pentru fotbal. Ați văzut? Vârsta uneori este doar așa, doar un număr, dar nu tot timpul. Mai sunt și situații în care, ați văzut, se vede, se simte jucători care sunt de top sau au fost de top, la o anumită vârstă au cedat, n-au mai putut să mai ducă. Nici mental, nici fizic, în fine. Astea sunt subiecte care le putem discuta, dar acum mă deranjează foarte tare chestia asta cu Straton. Am văzut că și băieții de la Peruza cotizatoare lui Negoiță, Peruza Ionuț Negoiță, la fel au spus, i-au mulțumit lui Straton și într-adevăr, eu mi-amintesc că au fost fotografii postate de Straton și într-adevăr el a
a strâns din dinți și a jucat așa cum a fost accidentat și chiar și în partida pierdută la Chindia, cu Chindia, în deplasare, putem spune că nu a avut acolo vreo vină și, eu știu, a jucat cu piciorul accidentat sau ceva de genul. Na, a încercat să tragă de el, practic, pentru că știa că nu era un locuitor. Dacă era de condamnat, de exemplu, Straton, dacă rămânea în poartă, fiind în lot un alt portar de experiență, să spunem cum era Bisciteli, da? Și să continue să stea acolo și nu știu ce să tragă de el. Dar știind că e Șanu și dorind să nu le expună la risc și asta și la o eventuală greșeală, el a tras de el și a văzut că nu a făcut bine, a greșit inițial, a făcut o mică greșeală acolo, a degajat el mingea, nu știu cum, în fine, nu se poate imputa goluri sau nu se pot imputa prea multe acolo în acea partidă, dar per total de acolo a pornit tot, o încercare de a ajuta, cam asta este. Și noi ar trebui să ne gândim și la băieții ăștia ai noștri, la eroii noștri, până la urmă. Că nu putem să ștergem chiar așa cu buretele să spunem că gata, mă, ne-am folosit de Claudiu Niculescu sau de nu știu care, nu mai, dă-l dracu, aruncă la gunoi, nu mai poate sau... În cariera unor jucători mai există niște momente mai grele. Într-adevăr, eu nu-mi doresc sau nu-mi doream, nici nu-mi doresc și nici nu-mi doream să... Continuăm cu jucătorii pe care aveam în lot noi la un moment dat, dar totuși trebuie să înțelegem că s-au făcut niște greșeli acolo, adică nu-i dai lui Lazar, îl dai pe Lazar la o parte, da? 31 de ani, care el era deja în lot. Ce mai trebuia să-i faci? Să-i dai un salariu mai mărișor ca să-l ții acolo, nu? Să-i mărești puțin salariul. Nu, preferăm să-l aducem pe unul din necunoscută, din Polonia și vedem noi ce-o face ăsta și... La Lazar era clar, îi spuneai, îl chemai și spuneai clar, băi Lazărică, uite care-i treaba, cioc mic, joc de glezne, tragi tare și joci, îți dau salariul ăsta, nu confirmi, uite ce am clauză acolo, nu confirm, pleci și asta este, sunt nu mai stăm după tine, avem o grămadă de jucători, dar aici mă face să mă duc cu gândul că sunt niște anumite dedesubturi pe care noi nu le știm. Legate de impresarierea unor anumitor jucători sau devenirea unor jucători sau se dorește aducerea unor jucători veniți pe o filieră, nu știu care e treaba. E și aici un interes clar, pentru că nu poți să-l aduci pe... Îl ai pe Straton care îți faci treaba cu el ca rezervă și îl aduci pe ăla de 100 de ani. N-ai cum să... Tutankhamonul ăla, n-ai ce să faci așa ceva, nu poți să faci așa ceva. Și vă dați seama ăla, o să vedeți, o să mă interesez chiar, o să fiu foarte curios și... O să insist pe aspectul ăsta, o să doresc să aflu cu cât e plătit Hinojul ăla, portarul ăla de 100 de ani, să vedem cu cât e plătit el. Și atunci o să vedem că Straton avea vreo 7.000 și o să vedem ce e cu ăsta. Cu portarul ăsta care se va da minim 12.000, vă spun eu, la un portar de rezervă care are 100 de ani. Deci cam asta e problema. Trebuie să stăm să le vedem așa, să le discutăm ca lume. Că a venit, într-adevăr, că Mulțescu a fost preferat de spaniol, da, ok, asta este, că Mulțescu a fost preferat, că Mulțescu a fost dat la o parte de spaniol pentru că ei l-au preferat pe contra, da, asta este, e corect, na, e dorința lor, vor să pornească cu un antrenor vorbitor de spaniolă, tânăr, au încredere foarte mare în el, în capacitatea lui, eu știu ce să zic, acum nu pot să zic nimic, hai să spunem că la Mulțescu m-a închis din ochi, dar... Și a fost ținut acolo, dar la Straton chiar s-au purtat foarte urât cu el și m-am spus să-mi aduce aminte de episoadele alea din trecut cu Nistor, cu Nascimento adus și nu știu ce, că mare jucător e și după aia ne chinuiam să scăpăm de Nascimento. Asta este, să ne aducem aminte. Și a pus palma în cur și a plecat domnul Contra și ne-a lăsat cu ăștia. La Națională, dacă v-ați uitat la ceea ce s-a întâmplat acolo cât a fost contra antrenor, la fel s-a întâmplat. Greșea unul sau îi spunea unul o replică sau jucătorii mai sunt nervoși, sunt la cald, mai zice unul, mai lasă-mă mă în pace sau, dar numai pe mine mă vezi sau nu știu ce, mai zice unul ceva. Nu trebuie să reacționezi la cald, trebuie să stai să discuți, să-l tragi deoparte, să-l faci să înțeleagă că a greșit. Omul înțelege că a greșit, dar atunci când e la cald, suntem toți bărbați, avem testosteronă noi, dar nu suntem omui. El vrea mămâi femei de astea care să nu zică nimeni și gândi, ne merge salariul, da, e pisici, asta e tat din gură, ce contează? Mă bagă contra în ghivești, mă bagă acolo, ce căcat, asta e.
Dom'le, asta e problema, dacă vrem să discutăm. Deci dacă vrem să discutăm, cam așa se văd lucrurile. Nu poți să joci cu mămâi, că dacă joci cu mămâi o să iei bătaie tot timpul. Mi-amintesc eu faze când eram noi, jucam cu contra și aveam superioritate numerică și ne egal adversarul, vă spun eu. Jucam mai prost decât când eram 11 pe teren, când era adversarul 11. Deci sunt niște lucruri care se văd și asta e problema. La Național la fel ați văzut, pac, pac, s-a certat cu ăla, băi, nu mai vii că sunt eu antrenorul și nu poți să faci așa ceva, bre. N-ai cum, că nu e Național la mătii, aici. Deci așa e, aici tu ca selecționer lași orice dispută personală și selecționezi cei mai buni atacanți pe care are România pentru binele țării, binele națiunii și binele federației române de fotbal, da? Dar tu vii să ești antrenor și gata, ăla cât sunt eu nu mai vine, ăla nu știu ce. Și asta, bre, echipa ta, ți-ai făcut, ți-ai luat echipă. Deci asta e o problemă mare contra. Și ați văzut că ulterior l-au lucrat jucătorii. L-au lucrat jucătorii, vă spun eu. L-au lucrat jucătorii și de-aia și a și fost burat de acolo. De-aia a fost burat de la Național. Nu a avut rezultate pentru că l-au șuntat jucătorii. Pentru că nu poți să fii așa, să te porți așa și te văd. Te lasă, dar o lasă mai mare și ăla și ăla se vorbesc între ei. Nu ai cum să câștigi tu ca antrenor în fața jucătorilor. Ei sunt mai mulți și ei dau. Ei sunt actorii principali. Tu doar ești regizor, le spui ce să facă. Îi scoți în evidență, te să-i pui în locurile în care ei se potrivesc. Asta e șmecheria cu antrenoratul. Nu e chiar așa ușor. Dacă ai fost ușor, ați văzut. De ce ne salvează Smurdu? De ce a salvat Smurdu? Că acum se uită, că nu vreau să dau numele asta, dar că ce a făcut mă Smurdu? Cum? Adică ne-a salvat. Cum mai nu ne-a salvat? N-a luat, bă, puncte, n-a luat 4 puncte. N-a venit când le temura chiloții la toți și nu vrea niciun seriște, că zicem, bă, hai să fim, să ne amintim dacă nu, unii uităm, asta este. Nu, ne v-am spus, eu nu sunt de acord cu chestia asta, nu sunt de acord. Să spunem că dacă îl îndepărtai pe Straton și veneai cu un portar tânăr care era, sau nu tânăr, măcar la un 28-29 și era bun, un portar bun, un portar țapăn, care putea să fie și de viitor, da, mai ziceai, dar... Nu era momentul, vă spun eu, pentru că acum suntem cu alte găuri. Adică tu nu-ți faci griji de că l-ai pe Răuță acolo, că te bazezi în Răuță, dar tu nu-ți faci, nu transferi mijlocași la închidere. Ce faci? Îl aștepți pe Achim. Îl ții pe Răuță până vine Achim. Sunt niște prostii care sunt mari. Ce să mă, eu nu pot să trec cu vederea așa ceva. Și e o lipsă de respect față de jucători. Adică ăla își rupe mâinile și sare pe un cap și te scoate din căcat când erai în derută și de gringoladă și acum când a venit, măcar din respect, îl mai ține până la sfârșitul turnului sau ceva și îi comunicai din timp să-și caute. De ce nu i-a comunicat până acum în Straton că n-are nevoie de el? Hmm? Cum adică îl ții și te folosești de el și după aia arunci afară? E urât, domnule, e urât de tot, adică nu știu. Și ce, dacă faci chestii de astea, vă dați seama că ridici niște semne de întrebare și pentru ceilalți jucători care vor veni. În altă ordine de idei, v-am spus, e diferență mare între spanioli și români. Eu știam că se va întâmpla lucrul ăsta. Că nu ai cum să aduci jucători de valoare care să fie plătiți, eu știu, mai puțin. La Dinamo, dacă vrei să faci performanță, dacă vrei să aduci jucători buni, care să continue din prima. Dar acum eu pun și o întrebare. Dacă eu sunt Sorescu și joc titular și joc pe teren, nu a jucat Sorescu extraordinar, nu poate nici mai... potrivit exemplu, da. Dacă eu sunt la Dinamo și merit și mă antrenez cu Borja, mă antrenez cu Camara și mă antrenez cu ceilalți spanioli care sunt și ei acolo, păi eu nu merit să am și eu salariu ca ei? Hm? Cum e? Hai că ca Borja n-am dat un exemplu aiurea. Borja e un fotbalist, cred că încă nu l-am văzut total, dar în meciul ăsta a apărut un fotbalist de excepție, un fotbalist excepțional, deci un fotbalist bun, care merită să dai un salariu mai mare, sau cel mai mare salariu din echipă, să spunem, da? Da, îi dai lui gol 20.000 sau 18.000 cât are. Na, e gol, e bun, e asta, da. Și Sorescu, frate, că e... Păi el îl vinzi, că nu o să-l vinzi pe gol, nu? I-a făcut salariu, i-a dat 10.000, nu pot să spun. Băi, frate, da, echilibrează-le puțin, ți-a făcut 10.000, dar de ce nu i-ai făcut 15? Hm? De ce, că e român? Că l-ai găsit cu, că era mulțumit cu 2000. Așa suntem noi tratați și în străinătate, la fel. Zic că dacă în România e salariul nu știu cât, trebuie să ne mulțumim cu nu știu cât. Nu e cazul în Anglia aici, dar în alte țări, am înțeles.
Bine, cam asta e situația. Eu așa văd lucrurile. Acum poate îi vedea rău, poate îi greși. Eu nu vreau să agit spiritele. Dar nu mi-a plăcut această fază. Deci episodul ăsta este total prost. Și nu trebuie să uităm că la Dinamo în ultima perioadă asta a fost o problemă mare de tot și ne-a făcut să nu mai avem jucători în care să ne mai punem baza. Țucudean probabil de asta nici n-a venit, pentru că el știa cum e contra și nu a vrut să lucreze cu el. Vă spun eu, n-a venit Țucudean și o să vedeți că Țucudean o să accepte o ofertă și o să joace fotbal. Nu se lasă el de fotbal. O să vedeți. Așa e, cum vă zic eu. Nu vine pentru că nu are încredere în contra. Contra acum râde, acum nu știu ce, se folosește de tine, te aruncă. Oamenii de ăștia sunt josnici, eu așa știu o chestie. Frate, te-ai folosit de mine, era normal, te-ai folosit de ăsta, de Straton. Ține, frate, până la sfârșit sezonul, e rezerva lui ăsta, lui Cutărescu. Îi comunicai că e rezervă și spuneai, băi, vei fi rezervă până la final dacă îmi demonstrezi că ești mai bun decât Mehia ăsta și meriți, joci. Asta e totul depinde de tine. Dacă vrei să accepti concurența, rămâi la Dinamo. Dacă nu, pleci. Dar nu îl dai afară pe stradă, îi spui că băi, nu mai intim planurile mele, hai la revedere, că la după un tataie de 38 de ani. Îți dai seama cum s-a simțit Straton. Și nu numai, și v-am spus, au fost niște lucruri care eu nu sunt de acord cu ele. V-am spus, cea cu Lăzărică, mulți zic, bă, dar ce a făcut Lăzărică? Păi a jucat doar două meciuri. Păi meciurile alea care îți ardea curul, în alea a jucat, că în celelalte ce să joace? Că nu juca nimeni. A jucat. Ce să joace când Mihalcea n-a făcut niciun pic de pregătire fizică? Ce căcat să joace când Mulțescu într-o săptămână l-a făcut pe Lazar să fie zmeu? Păi cum, discutăm altfel, hai să vorbim dacă... Că ești antrenor, nu? Mihalcea ce a făcut? A făcut antrenamente pe WhatsApp sau pe ce căcat a făcut el? Nu? Și ăsta... Mulțescu a venit și în 3 zile a făcut... I-a făcut pe ăștia să joace, să fie paralei, care ei nu puteau să țină pe picioare. Hai să înțelegem, dacă nu mai înțelegem, nu mai înțelegem, dar... Sunt multe, multe greșeli, domnule, adunate, Mârzliac. Păi tu ai nevoie de închizători. Eu asta nu l-am înghițit la Dinamo niciodată, în ultima perioadă, cel puțin, în ultimii ani. Asta a fost o greșeală majoră. Țin minte că a fost și cu o fază. L-am aruncat pe Marca afară și după aia mi-a rămas fără fundaș. La fel. L-am aruncat pe Marca afară și noi nu mai aveam fundaș. Eram încăcat. Păi tu nu te gândești puțin că n-ai acolo, că trebuie să-ți acoperi. Păi tu l-ai pe ăla care e certitudine, lasă-l acolo. Îl mai ții, nu ești mulțumit de el. Mai ții până la sfârșitul sezonului sau până în iarnă și îmi dai drumul. Nu-l arunci așa afară. Nu știu. Mi se par niște lucruri prostești. Vă dați seama că Straton acum o să coste, pentru că trebuie să îi blochezi contractul, îi oprești contractul acum cu Dinamo, îl dai afară așa, cum ar fi pe ușa din dos, cu un șut în cur, dar... Nu este frumos. Deci nu este frumos. Trebuia să vorbești de la început cu el. Adică tu n-ai văzut că n-ai venit la echipă că Straton nu e ceea ce vrei? Trebuia să-i spui lui Straton, băi, Straton, asta e. Tu mai aperi puțin, dar asta e. Nu? Să-l băgai pe Ișanu direct și îl gonai pe Straton dacă nu erai. Aveai sânge în instalație, contra. Dar asta e, tu n-ai. Așa face un om de caracter. Eu dacă veneam și spuneam, băi, eu aveam concepția că Straton îmi creează probleme la echipă, nu e un jucător pe care să mă bazez, îi spuneam de la bun început, de când am venit. Băi, n-am nevoie de tine, de tine, de tine, de tine. La revedere. Ieșiți. Și inclusiv și Răuță ăsta, dacă eu nu am, că el acum se folosește de Răuță, că să-l ține acolo, că nu știu ce. Nu m-ar mira să-l țină pe Răuță până la finalul campionatului. La cât de nebun e contra. Și o să vedeți că o să avem de suferit cu jucătorul ăsta. Nu, e limpede clar că îți trebuie mijlocaș la închidere. Și acum dacă Achim e 3 luni indisponibil, bași mâna în buzunar, frate, că ai venit investitor nou, că figuri, bășini. Bași mâna în buzunar și aduci doi închizători. Ce? Adică cum? Măcar dă ăștia liberi de contract, nu? Că nu mai zic de alții cumpărați. Că ne tot plângem pe lângă Anton, cum am plâns și pe lângă Maia. Dacă era ca lumea situația și asta, Maia era chemat imediat, bani, cât trebuie, 400.000? Da, mă, ia mă, 400.000, hai la revedere, pa. 15.000 salarii sau 20.000 salarii și la revedere dacă... Că nu-i dă CFR-ul mai mult de 10.000, nu-i dă lui ăla, lui Maia. Îi dă 10-12.000, 15.000 și... Că am văzut că se dă, sunt cu dare de mână la salarii. Nu, dacă sunt cu dare de mână la salarii, să plătească, frate, niște bani, să vedem.
Îți trebuie atacant. Adu, frate, și atacant imediat, unul care dă goluri. Nu, ce să mai mi-aduci pe... Pe cine să mi-aduci pe... Aduce pe nu știu care, că nu știu cine, că forțăm pe Măgureanu, că ăsta e pariul lui. Păi până e pariu, s-a dus dracu sezonul. Până e pariu. Fă astea, dacă vezi că niciun tânăr nu dă randament, nu te sfii, bagă-l în teren pe ăla și scoate-l după un minut. Păi da, ca să-l faci să înțeleagă că trebuie să pună mâna la treabă. Nu poate să joace el titular în fața la jucătorii care merită să joace în teren. N-are cum, că el e de under 21. Nu. Arată-i, pune-l cu botul pe labe. Ați văzut antrenorii care sunt ca lumea și au ștaifa, așa fac. Ce vorbim? Mă trag de Măgureanu acum, o să mă rog de Măgureanu ca să zau. Mă rog de cum s-au rugat ăștia de Moldo și de Neicuțescu, și Neicuțescu, dar nu prea a avut șanse. El a fost împrumutat, nu știu, a venit, când a venit nu prea a avut bulan să intre sau asta. Dar și Neicuțescu, na. Toți trei ăștia care au zis, s-au acordat, Ricci, traiești de Ricci de 3 ani de zile, păi dacă ai văzut că nu, îl scoți afară, mă, îl bași 5 minute și îl scoți afară și gata. Lași un under 21 care te bazezi pe el și restul, păi ce faci, joci cu două epave în teren, două petărzi, două puncte minim, minus, n-ai cum. Dom'le, sunt niște lucruri care dacă le punem cap la cap, deci n-ai cum să joci, acolo ți este atacant, ți este binchizători. Și mie îmi spune mie că, nu știu pe care vrea să-l aduc acum, că a discutat cu el care... E mijlocaș stânga, că nu știu ce, sau dreapta, sau... e bun, e foarte bun, adus să creezi concurență, să faci treaba acolo, să nu știu ce. Dar întâi cârpește-te unde ai nevoie, că vine gazul peste tine acum, luni te întâlnești cu gazul. Uite, băia, luni dimineață trebuie să ai doi jucători la antrenament acolo, doi închizători. Și un vârf, cel puțin. Sau un închizător și un vârf, trebuie să ai acolo prezenți, la antrenamente. Și îi puneai pe picioare și așa și luni îi băgai. Dar acum ce să mai faci? Că nu mai ai când. Timpul trece, pe cine aduci? Și oricine ar veni acum, va veni până se fac formalitățile, până nu știu ce, nu poți să-l folosești luni. Și chiar dacă îl folosești, îl bagi rezervă acolo 5 minute. Și ați văzut ce s-a întâmplat când a fost etapa trecută, aia i-ai ținut pe tuși și i-ai băgat în repriza a doua. De-abia când i-ai condus. De ce nu ai băgat la 0-0 ca să conduci tu? Nu știu, n-am înțeles. Și s-a pierdut după aia rezultatul. În fine. Dom'le, nu-mi plac lucrurile astea, deci mie nu-mi plac. Mie personal nu-mi plac. Ce s-a întâmplat lui Straton? Vă spun, nu că l-apăr pe Straton, încă n-am nicio legătură cu el, nici nu-l cunosc pe băiat, nici n-am stat de vorbă niciodată. Și eu am reacționat atunci când a venit el la Dinamo, pentru că tu la Dinamo nu poate să vină jucători de la echipe retrogradate. Deci nu, dacă vii cu jucători de la echipe care au retrogradat, mai bine închizi Dinamo, n-ai ce căcat să faci. Nu se poate așa ceva. Eu înțeleg, am fost împotriva. Dar dacă l-ai adus și l-ai pus cât de cât pe picioare și l-ai făcut să înțeleagă ce-i Dinamo și se vede că e cât de cât acolo și a contribuit acolo la salvare, a fost și el acolo printre noi, a avut evoluții bune și era decent ca și rezervă. Domnule, comunicai, bă, băiatule, uite, asta e, sau dacă nu aveai nevoie, comunicai de la bun început, bă, eu sunt contra, mie nu-mi place de tine, eu să aduc portari, da? Tu, dacă vrei, mai stai, dacă nu pleci, că eu n-am încredere în tine și îl bag pe Ișanu și la revedere. Asta faci dacă ești, dacă ai caracter, dacă nu, stai acolo, ai ținut două meciuri, trei meciuri, pac, bă, gata, nu mai, tu pleci. Și cu ăștia, cu Popa, la fel, cu ăștia. Trebuia din prima când ai venit la echipă, zburați, ce să mai faci cu ei? Ne spuneai din prima, bă, tu nu mai, ba copii, ba juniori, înțelegi? Dar ba juniori când nu ai, pe cine să bagi, dacă n-ai pe cine să bagi, ce să faci cu juniori, care se vede că nu confirmă? Pe Ion Gheorghe nu-l iei de la voluntari. Pe ăla nu-l iei, că are scame în sânge. Pe ăla nu-l iei, să nu te cumva să dai 50.000 pe el. Îi ții pe ăștia care nu confirmă. Sau te rogi de ei. Că ai tu, nu știu ce, l-ai visat tu pe Măgureanu, l-ai văzut tu, că aleargă puțin pe piciorul stâng și nu ce faci. Tu nu-i poate va fi Măgureanu un jucător extraordinar și să mă contrazică. Doamne ajută să fie așa. Dar... Deocamdată n-ați văzut ce s-a întâmplat. Noi avem nevoie de puncte. Noi avem nevoie de puncte. Suntem vai de capul nostru pe ultimele locuri iar. Și urmează un meci la gaz metan. Un meci dificil, o să vedeți. Nu e așa ușor și jucătorii ăștia, chiar dacă au jucat ei bine, nu e posibil să nu repete evoluția. A fost un prim meci, o primă impresie. Ha? Dar să vedem acum în deplasare cu gazul, care gazul o să bage material acolo. Și tot timpul au avut deplasări grele la ei. Atunci se va vedea, e clar că se va vedea ce, cam pe unde suntem. Și nu va fi ușor, vă zic eu, indiferent cum va fi. Iar la formă care avem de puncte, orice punct acum pierdut în etapele astea care
Teoretic întâlneai echipele cele mai slabe din campionat și nu că teoretic, practic, întâlnești echipe slabe. Dacă tu nu iei puncte acum, asta te costă. Te costă, la final, când se trage linie, te costă mult. Punctele pierdute cu Târgoviște, puncte pierdute cu Sibiu acasă, puncte pierdute cu Botoșaniu, care n-au jucat cine știe ce, n-au fost Realul. Asta e, să înțelegem. N-au avut un șut pe poartă, repriza a doua, n-au... În prima repriză ne-a dat, a avut o singură ocazie, a scăpat la singurul portar, o singură scăpare, tot meciul a avut, l-a scăpat singur și a tras. Și tot Straton a scos, da? Și în, a mai avut offside-ul și golul ăla. Și atât. Botoșaniu, mare echipă care contra au prezentat că se ne ridicăm la nivelul ei, că... Băi, hai mă să ne trezim. Uriță, dă-ți două palmele, revine-ți, dă-ți puțin oțet pe la nas, lasă un pisici, nu se poate așa ceva. Dom'le, sper să nu se mai repete episoadele astea. Sper să vedem corectitudine și, demnitate, dom'le, caracter, profesionalism. Adică, ce faci? Îi spui jucătorului, băi, nu mai intri în planurile mele, deci tu nu mai joci. În momentul, eu așa vă spun. Eu când veneam la echipă, dacă eram în locul lui Contra, eu spuneam din prima, Popescu, citeam o listă, Popescu, Sin, Popa... care erau pe lista neagră, Răuță, Straton, dacă nu-mi convenea de el, nu mai fac parte din prima echipă. Vă duceți la echipa a doua sau, eu știu, vă antrenați separat, vă căutați echipe și asta este. Vom rezilia contractul în perioadele următoare. Găsiți-vă echipe în altă parte. Nu... Ce-am făcut? Vin, îi țin acolo, mă duc cu ei la Târgoviște. Nu, mă duc și joc cu Târgoviște fără ei. Joc cu tineretul, bag juniori. Nu mă învinovățește nimeni că iau bătaie. Dar te duci și iei bătaie cu aia, cu păcălici ea și ce? Și după aia o arunci pe ei și... Dom'le, cam asta eu îi reproșez lui Contra și de asta mie nu-mi place de el. Asta este, dar este antrenorul nostru, vom vedea ce va face. Să sperăm că vor apărea transferurile astea, dar încă nu văd nimica să se sară cu banul la cap, să se cumpere un jucător. Eu până nu văd cumpărat un jucător, eu nu îmi dau seama și nu o să cred că... S-a schimbat ceva la Dinamo, pentru că dacă am rămas tot așa cu liber de contract și cu nu știu ce, nu o să fie ceva extraordinar, ceva wow. Deci nu o să putem emite pretenții, o echipă nu poate emite pretenții, ați văzut, Craiova când a apărut și s-a ridicat, a apărut cu transferuri pe bani, nu cu transferuri cu jucători de liber de contract. Deci nu o să vină nicio echipă numai cu jucători liber de contract, fie ei și din Spania aduși sau cu salarii mari plătiți, să vină să bată campionatul și să șteargă pe jos cu ăștia pe aici. Nu, ați văzut. Se bagă mâna în buzunar. A venit, ții minte, când a venit prima dată Dan Petrescu, el a comandat o grămadă de jucători. Și s-au adus atunci, cred că 16-17 jucători i s-au adus. N-a contat, că l-a vrut pe ăla, l-a cumpărat, l-a vrut pe ăla, nu știu ce, m-a pus și liber de contract, au fost și cumpărați o grămadă. Deci asta înseamnă... A dat 700.000 pe un Costache și asta e, îl ține pe Cibotariu în tribună. Îi dădea nu știu care, era un puști care funda și stânga Andrei ăla, care era și până în vizorul echipei naționale de tineret. Ții minte că vrem noi să-l luăm atunci, ne-a refuzat pentru 6.000, că îi dădea aia 6.000. Noi îi dădeam 6.000 și i-a dat 10.000. I-a dat 10.000 și l-a ținut în tribună și după aia s-a tăiat Gagiu și acum nu știu pe unde mai joacă, dacă mai joacă. Sunt niște lucruri așa, niște chestii, niște chichițe. Dacă te uiți bine printre rânduri, vezi. Deci asta e. Eu încă nu m-am dumirit de oamenii ăștia. Nu vreau să dau apă la moare detectivilor, nici să fiu de ăsta contestatar. Oamenii sunt în grafic, fac lucruri bune, nu pot să zic că nu fac, dar le fac, cum să zic, așa, cu hârtia în mână și cu pixul. Nu se vede o siguranță. Frate, când am venit, zic, am 10 milioane, da, păi... Ce fac? Plătesc datoriile lui ăsta și nu știu ce rapid, dar îmi trebuie jucători înainte, nu? Îmi trebuie o echipă. Plătesc 1.000.000 pe jucători, asta e, ce să fac? Na. Bag în transferuri, iau 3-4 jucători și am făcut o treabă, dacă nu. Și am cumpărat 4 jucători de calitate și în jurul lor Contra mai crește pe unul, pe altul și merge înainte. S-a ieșit ceva, mai ieși niște jucători vandabili, niște tineri, mama. Vă spun eu, asta e, totul e de la bani, pleacă de la bani. Nu zic că ar trebui să ia pe ăștia pe Chindiri sau pe nu știu care, sau pe Caruț și pe Ghiță, Boboc, ăștia care sunt acum pe vizorul presii, dar totuși trebuie și ceva tineret și acolo, jucători vandabili și îți mai trebuie și niște jucători buni de valoare. Dom'le, asta este problema. Trebuie jucători de valoare.
Și să bagi mâna în buzunar ca să faci o echipă repede. Noi dacă mai stăm mult timp așa, nu o să mai pierdem timpul și sezonul ăsta trece și el pe lângă noi. Pentru că punctele astea se cunosc, vă spun eu, punctele astea la final. Vă dați seama ce înseamnă două puncte pierdute cu Hermannstadt, două cu Botoșan și trei cu Chindia. Deci erau 4-7 puncte, domnule. 7 puncte, vă dați seama. Care din astea 7 să spui că aveai un accident, se întâmpla în acu, Botoșan îți face un egal. Dar trebuia să bați acasă, să-i bați pe ăștia pe Hermannstadt și pe Chindia, nu? În deplasare. Trebuia să bați la Chindia dacă vrei să ai pretenții la play-off. Asta este. Nu e cam atât. Eu asta am vrut să vă spun în legătură cu episodul acesta. V-am spus că o fi bun, că nu o fi bun portarul ăsta, tătăiță ăsta de 38 de ani sau cât dragă, 37 sau cât e. Vom vedea sau nu vom vedea deloc pentru că el va sta pe tușe. Vă dați seama că el a adus ca să stea pe margine. Nu? Poate nici nu o să-l vedem niciodată jucând pe băiatul ăsta. Că vă spun eu, portarul ăla de la Middlesbrough n-a venit el să care mingile. El a venit să apere și să fie titular și nu-i dă ăștia 20.000 pe lună ca să stea pe margine. Așa că el va fi titular. Băiatul ăsta nu a venit nici va cărea mingile el, dar totuși să-i dai să care mingile nu cu un salariu de, vă spun eu că salariu mai mult de 10.000, 100% salariu, să-i dai unul să care mingile cu un salariu de peste 10.000, când puteai să-i dai 7.000 lui Straton și să discuți cu el pe bune. Dar acum a povestit Straton, mie mi-a lăsat așa un gust amar tot ce s-a întâmplat și mi-a amintit și de episodul Torge și de mai multe bătăi de joc care le-am oferit tuturor jucătorilor noștri, care toți care au fost din Aovi sau care au fost acolo, au arătat respectul cu venit echipei Dinamo, de toți ne-am bătut joc. Și atunci mi-am amintit de episoadele alealte și, na, atunci nu mai putem să avem pretenții, nu putem să ne mai gândim la alte lucruri decât la lipsă de caracter, cam asta este. Vom vedea, dragii mei, ce se va întâmpla. Vă aștept pe site-ul dinamovicderita.com. Urmăriți acolo, postez de fiecare dată când apare câte ceva nou, un material video, declarații referitoare la Dinamo, le găsiți acolo. De asemenea, materialele astea care le fac eu gen analiză, ați văzut, încerc să nu ofer știrile brute, să vin cu știri cu asta, că nu m-a făcut mama ziarist, dar încerc să ofer o opinie de suporter corectă, o opinie de suporter. Și trebuie să rețineți că discuția pe care noi o purtăm zi de zi despre anumite subiecte nu este purtată de Robert și voi, în speță, da? Este Robert face un material pe baza unor impresii, unor discuții avute cu prietenii săi, cu colaboratorii săi care, vă spun eu, se pricep la fotbal și v-au demonstrat-o. Cei care nu cred și care contestă, mergeți pe canalul YouTube din Aovici de Elită. Mergeți pe site-ul dinamovicderita.com și pe grupurile dinamoviste, dinamovici de elită și dinamoviste în perfideli și acolo să vedeți activitatea noastră și cei care ne contestă, practic le dăm în cap cu ce am spus, ce am făcut și ce materiale am făcut până acum. În rest, fraților, numai bine, Doamne ajută și doar Dinamo București este în noastră. Sper să avem vești bune, sper să vină atacanții aia odată. Sper să văd măcar un jucător cumpărat, fraților, că m-a albit de ani de zile, nu mai cumpăr niciun jucător. Vreau să văd un jucător, sunt nerăbdător să văd un jucător cumpărat. Văd un jucător de valoare, că s-a dat bani pe el și că acești spanioli au potență. Asta vreau să văd. Numai bine, prieteni, până data viitoare vă urez o săptămână agreabilă și numai bine.